Școala online este o bună ocazie să ne furăm singur căciula. Foarte puțini elevi beneficiază de tehnologia necesară pentru a putea intra la cursurile online. Știind că nu vor fi evaluați, elevii nu și-au dat silința să învețe, ceea ce va duce la un grad de inteligență mult mai scăzut. Mulți părinți și-au ținut copiii acasă pentru a-i proteja de o eventuală infecție, dar au uitat că profesorii români nu și-au adaptat la niciun nivel materia pentru predare online, dincolo de faptul că unele lucruri nu se pot învăța pe internet. Sunt de acord cu asta. Școala online nu este benefică elevilor, deoarece aceștia nu au un impuls de a învăța, copiii pot copia și nu sunt destul de pregătiți pentru examenele finale. Din punct de vedere, și noi am făcut online cu grădinița, este un eșec. În primul rând, se obișnuiesc copiii cu colectivul, cât de cât se cunosc între ei, că n-au avut posibilitatea asta. Și în al doilea rând, s-au cam obișnuit pe telefoane, pe calculatoare și așa mai departe. Elevii stau ore în șir în fața unui ecran, iar acest fapt este dăunător din multe puncte de vedere. Aceștia nu mai au aceeași motivație de a intra la ore, ba chiar mai mult, unii dintre ei sunt prezenți pe platformă, însă au alte preocupări. Depinde, de exemplu, și de implicarea fiecăruia, probabil și de implicarea copiilor și de implicarea profesorilor. Atâta timp cât profesorii și copiii se implică, nu cred că este un eșec. Comoditatea a pus stăpânire pe implicarea copiilor, dar și a cadrelor didactice, iar orele de curs au devenit din ce în ce mai ușoare, însă nu putem spune același lucru și despre teme. Oare ce se va alege de învățământul nostru?